Videodeputatul PNL Alexandru Muraru îi cere lui Cătălin Drulă să-i retragă sprijinul politic deputatului Filip Havârneanu, acuzat că a vorbit beat în Parlament. Deputatul PNL Alexandru Muraru, consilier al premierului pe probleme de xenofobie și antisemitism, i-a cerut luni lui Cătălin Drulă, președintele interimar al USR, să-i retragă sprijinul politic pentru deputatul USR Filip Havârneanu. Tribuna Parlamentului nu poate și nu trebuie să fie batjocorită. Este un test pentru leadership-ul lui Drulă la conducerea USR, a spus Muraru într-un comunicat de presă. Cererea lui Muraru vine după ce Havârneanu a fost acuzat că săptămâna trecută a ținut un discurs în stare de ebrietate de la tribuna Camerei Deputaților la revenirea în țară din Ucraina. În ciuda stării în care se afla și spre stupoarea colegilor, DL, Havârneanu a mers totuși la tribună pentru a face o declarație politică. Acest moment a trezit tuturor suspiciuni rezonabile privind consumul de alcool sau a unor substanțe interzise ce provoacă un comportament nefaiersc. În orice stat civilizat, o asemenea scenă este sinonimă cu excluderea din viața politică. Deputatul Filip Havârneanu nu se află la prima scenă de acest fel. Au mai circulat imagini filmate în spații publice cu momente în care se află la înălțime în urma consumului unor substanțe specifice. Asta arată că nu vorbim despre un accident sau de o întâmplare nefericită care ar putea fi trecută cu vederea, ci este vorba despre un comportament devenit obișnuință, arată Muraru. Dar USR este un partid democratic, cel puțin așa am considerat până acum. Este un motiv în plus pentru care domnul președinte Cătălin Drulă trebuie să ia măsuri fără echivoc și să nu contribuie la decredibilizarea acestei instituții, să sancționeze discursul public sub influența unor substanțe dubioase, a mai spus deputatul PNL.